cum s-au născut toate fructele. Când pământul era tânăr încă, nu exista niciun fruct pe suprafața lui. Oamenii nu cunoșteau ananasul, oamenii nu cunoșteau bananele, oamenii nu cunoșteau nici smochinele și nici nucile de cocos. Ei nu cunoșteau, săracii, decât foamea. Și animalele sufereau alături de ei. Oamenilor le era tare foame. Animalele nu aveau ce să mănânce. Doar tapirul era mereu foarte gras și foarte giftuit. În fiecare dimineață el pleca undeva și în fiecare seară se întorcea cu burta plină. Oamenii și animalele își dătură seama de acest lucru. Oamenii și animalele atunci își spuseră: tapirul ăsta a găsit un loc unde este hrană multă. Ia să-l urmărim. Cel mai bine ar fi să-l trimitem pe șoricel să-l urmărească. Ăsta este mic și viclean. Tapirul nici nu-l va vedea. A doua zi, șoricelul începu să-l urmărească pe tapir. Merse după el mult timp. Continuă să-l urmeze până ce tapirul se opri în mijlocul pădurii virgine. Acolo se ridică o colină pe care se afla un copac înalt. Era un copac miraculos. Pe crengile lui creșteau toate fructele pământului. Ananas și banane, smochine și nuci de cocos, porumb și trestie de zahăr, pepeni și toate celelalte fructe pe care oamenilor și animalelor le-ar fi plăcut să le mănânce. Tapirul se așeză sub copac și adună toate fructele căzute. Și așa, așezat pe pământ, mâncă până își umplu burta. Apoi se culcă și adormi. Nu-l văzu sosind pe șoricel. Nu-l auzi nici când începu și șoricelul să mănânce. Și șoricelul mâncă până își umplu și el burta. Șoricelul mâncă până se sătură și apoi plecă. Se grăbi să povestească tuturor unde mergea tapirul să mănânce. Drept dovadă, aduse cu el o boabă de porumb. Oamenii și animalele s-au bucurat. A doua zi începură să-l urmeze pe șoricel. Merseră mult timp pe urmele lui. Înaintară până în momentul în care șoricelul se opri în mijlocul pădurii virgine, sub un copac foarte înalt. Se ridică pe o colină și pe ramurile lui se coceau toate fructele din lume. Și îndată ce un fruct era copt, cădea. Oamenii și animalele mâncară până se săturară. Apoi încercară să se cațere în copac. Fiecare vrea să taie o creangă pe care să o planteze în satul lui. Dar copacul era prea înalt, prea mare, trunchiul lui era prea neded. Oamenii și animalele nu reușiră să se cațere. Atunci oamenii și animalele își spuseră: trebuie să doborâm acest copac cu toporul. Timp de 10 zile îl loviră cu toporul, dar copacul rămase în picioare. 20 de zile oamenii și animalele se încrâncenară, dar copacul nici nu se mișcă. 30 de zile s-au chinuit oamenii și animalele și la sfârșit copacul fu doborât. Fiecare a putut să ia ce a vrut. Unul luă un ananas, altul banane, unul luă smochine, altul nuci de cocos, unul luă porumb și altul, la rândul lui, trestie de zahăr sau pepeni verzi. Și fiecare duse în satul lui ce alesese. Acolo însămânțară pământul natal. Așa s-au răspândit pe pământ toate fructele.